Dimineața, preoții cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii și tot soborul. După ce l-au legat pe Iisus, l-au dus și l-au dat în mâinile lui Pilat. Pilat l-a întrebat: ești tu împăratul iudeilor? Da, sunt, i-a răspuns Iisus. Preoții cei mai de seamă îl învinuiau de multe lucruri. Pilat l-a întrebat din nou: nu răspunzi nimic? Uite câte lucruri te învinuiesc ei. Lui Iisus n-a mai dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat trebuia să le slobozească un întemnițat. Și a zis norodului: voiți să vi-l slobozesc pe împăratul iudeilor? Ei au strigat cu toții într-un glas: la moarte cu omul acesta și slobozește-ne-l pe Baraba! Dar ce rău a făcut, le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare: răstignește-l, răstignește-l! Ostașii l-au dus pe Iisus în curte, adică în palat, l-au îmbrăcat cu o haină de purpură, au împletit-o cu lună de spini și i-au pus-o pe cap și ziceau: plecăciune împăratul iudeilor! Și îl loveau în cap cu o trestie, îl scuipau, îngenuncheau și se închinau. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea. Deasupra lui era scrisă vina lui, împăratul iudeilor. La ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara, până la ceasul al nouălea. Iisus a zis: mi-e sete. Și i-au dat oțet cu fiere amară. Dar Iisus a scos un strigăr tare și și-a dat Duhul. Perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Sutașul care sta în fața lui Iisus, când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis: cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Rege al regilor, iubire, Domn al domnilor, Iisus, pentru întreaga omenire ai murit prin răstignire, pironit pe cruce, sus. Ai primit pe cap cunună și ai purtat-o între străini, Doamne. Fruntea ta divină, îmbrăcată în lumină, era încoronată în spini. Nu te-au cunoscut tiranii că ești Fiul de Dumnezeu, nu te-au cunoscut romanii, nici iudeii, nici dușmanii, nu te-am cunoscut nici eu. Astăzi însă vin la tine cu întregul meu amar, ai puterile depline, fă dar orice vrei cu mine. Vin la tronul tău de har. Ai murit prin răstignire, pironit pe cuie sus,
dar ești pentru omenire Rege al regilor, iubire, Domn al domnilor, Iisus. Amin.